Salutări din Casa Științei. Continuăm seria de clipuri în care învățăm tehnici de înmulțire a numerelor cu rapiditate foarte mare. Astăzi vreau să vă arăt ce ușor putem efectua înmulțirea numerelor de la 11 la 20. Deci numerele cuprinse în intervalul ăsta 11-20, vă arăt că le putem înmulți foarte ușor între ele, doar dacă ținem cont de anumite reguli. De exemplu, încerc aici să fac niște calcule înainte de a vă arăta la tablă. Să zicem, dacă m-ați întrebat cât este 17 ori 14. Eu imediat în mintea mea văd așa, un 210 plus 28, deci este 238. Dacă m-ați întrebat, să zicem, cât este, nu știu, 18 ori 12, să zicem. Eu imediat văd un 200 plus 16, adică vă voi spune că este 216. Dacă mă întrebați cât este, nu știu, 15 ori 18, să spunem. 15 ori 18. Eu văd imediat un 230 plus 40 și vă voi spune că este 270. Cum fac? De fapt, am dezvăluit un pic ideea. Dar cum îmi apar mie aceste numere în minte ca să pot să efectuez aceste înmulțiri cu rapiditate? Spre exemplu, să zicem că vreau să înmulțesc pe 16 cu 18. Da? În momentul în care mie îmi spune 16 ori 18, eu vă spun că este 288. Cum am făcut? Păi în mintea mea se întâmplă următorul lucru. 16 plus 8, deci îl adun pe 16 cu acest 8, care înseamnă 24. 16 plus 8 este 24. Lângă el așez imediat un 0, 240. Deci mie când îmi spuneți 16 ori 18, eu văd imediat 240, nu 24. 24 și mai pun un 0 lângă el. Ei, la acești 240, nu trebuie să faceți altceva decât să-i adăugați pe acest 6 ori 8, adică 48. Prin urmare, răspunsul este 288. Nu este complicat. Dacă cu cât exersați mai mult acest procedeu, cu atât vă va fi mai ușor să înmulțiți numere din seria 11-20. Să zicem, dacă vreau să înmulțesc, nu știu, pe 14 cu 17, da? Imediat văd 210 plus 28 și spun că este 238. Deci, am zis așa, 14 ori 17. Deci, am făcut o dată. 14 plus 7 mi-a dat 21, am așezat 0 lângă el, că de-aia vă spun, când spuneți 14 plus 17, eu văd deja 210, da? Iar la acest 210 nu fac altceva decât îi adun un 4 ori 7, adică 28. Prin urmare, răspunsul este 238. Nu este greu. Dacă, să zicem, vrem să înmulțim, nu știu, 19 ori 15, da? Eu deja am văzut că este 285. De unde mi-am dat seama? Păi când a spus 19 ori 15, eu am văzut deja 240, adică 19 plus 5 este 24 și am adăugat un 0. Iar la acest 240 îi adun urgent pe 9 ori 5, care e 45. Deci va fi 285. Deci 19 ori 15, în mintea mea se întâmplă următorul lucru. 19 plus 5 înseamnă 224, la care adaug foarte repede 0, deci 240, plus 9 ori 5, care înseamnă 45. Prin urmare, răspunsul este 285. Credeți-mă, cu cât exersați mai mult, veți vedea că este foarte simplu să înmulțim numerele, între ele, numerele de la 11 la 20. 18 ori 16, să zicem. Ați văzut deja 240 plus 48, 288. L-am avut aici. M-am spus invers. Hai să zicem altul. Nu știu. 13 ori 19. Când am spus 13 ori 19, eu deja am văzut 220 plus 27, 247. Deci am zis așa. 19 ori 13. 19 plus 3, 22, deci 220, da? La care, deci este 19 plus 3, 22, la care mai adaug acest 0, este 220. Și imediat adun 9 ori 3, adică 27. Prin urmare, răspunsul este 247. Nu este complicat deloc. Încercați și cu cât veți vedea, cu cât exersați mai mult această tehnică,
cu atât vă va fi mai ușor să efectuați înmulțirile. Seria de clipuri cu înmulțiri rapide va continua. Până atunci, nu uitați, fiți deștepți că țara gemă.